Bună seara, bun găsit la biserică azi, sunt Cristian Gava. Vă propunem o călătorie cu totul și cu totul specială, într-o lume superbă, lumea satului românesc, alături de o personalitate marcantă, o personalitate de primă mărime a cercetării etnografice, doamna profesor Paula Popoiu, director al Muzeului Satului, etnograf, profesor universitar. Bună seara, doamnă, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, cu mare plăcere. O călătorie într-o lume dispărută sau nu? Lumea satului românesc, așa cum o conservați în muzeul dumneavoastră. Nu, pentru că nu vorbesc doar de ceea ce conservăm noi în Muzeul Satului, ci de satul însuși, care n-a dispărut. Acum câțiva ani am avut o conferință la Düsseldorf și cei de acolo mi-au pus titlul Satul românesc la apus. Și eu am pus un semn de întrebare, satul românesc la apus? Și răspunsul meu a fost categoric nu, pentru că satul, chiar dacă se transformă, nu dispare. Iar la noi, transformările sunt în momentul de față foarte rapide, dar încă mai găsim sate așa cum le vedem și în Muzeul Satului. Deci încă nu. Satul cum vedeți nu. Satul românesc dintr-o perspectivă istorică în context european? Satul românesc față de cel francez, austriac, rus... Dacă ne referim la ceea ce se întâmplă acum, evident că noi suntem complet diferiți de ceea ce se întâmplă în Europa de vest. De ce? Pentru că acolo noțiunea de țăran, așa cum o știm noi, nu mai există. Și a dispărut de foarte multă vreme. Și a dispărut de foarte multă vreme. Când noi am pierdut la un moment dat ritmul dezvoltării și atunci... Nu știu dacă este neapărat un lucru rău. Uneori zic că e un lucru bun faptul că am reușit în lumea satului să conservăm nu numai arhitectura, dar conservăm și anumite tradiții care sunt complet dispărute din vestul Europei. Și am o serie de colegi din muzeele din Franța, din Germania, din nordul Europei, care îmi spun, voi aveți această extraordinară minunăție care înseamnă satul românesc conservat in situ. Ei nu mai au așa ceva. Și atunci, sigur, noi avem 20 de muzee în aer liber, unde am conservat construcții pe care le vedeți și în Muzeul Satului, unde conservăm și tradiții, unde conservăm obiecte pe care au fost folosite în lumea satului. De exemplu, în Muzeul Satului avem 70.000 de bunuri culturale în colecții, cele care nu se văd în momentul în care intri în muzeu. Deci avem această extraordinară șansă de a mai avea conservate tradițiile. În contextul acesta, asta spuneam în contextul european pe care l-ați enunțat, a zice că suntem totuși favorizați, pentru că mai avem încă aceste urme ale trecutului care încep să dispară, dar nu de tot. Conservați arhitectură din cele mai diferite zone și vă propun o călătorie în această lume splendidă a arhitecturii tradiționale românești. Există o unitate arhitecturală pe întreg spațiul românesc? Da. Există specificul românesc în arhitectura satului? Absolut. Indiferent de provincia istorică, fie că vorbim de Dobrogea, de Basarabia, de Transilvania... Sigur. Arhitectura este foarte diferențiată de la regiune la regiune, în primul rând pentru că avem de-a face cu alte materiale de construcție. Și cu relief diferit. Cu relief diferit, cu condiții climatice diferite, pentru că țăranul român are această capacitate extraordinară de a se adapta la mediu. Tot ceea ce construiește și chiar ceea ce folosește în gospodărie este o adaptare la mediu. El își ia totul din... Acum a început să cumpere în ultimul, să zicem, secol, dar înainte vreme era perfect adaptat la lumea în care el trăia. Și atunci, dacă vorbim de arhitectură, vorbim de arhitectura lemnului, care înseamnă Transilvania și nordul României. Vorbim însă, pe măsură ce venim către sud, vorbim de o arhitectură oarecum exilată, despre care mai puțin vorbesc experții și chiar etnografii. E vorba de arhitectura lutului, cea pe care o găsim... Case din pământ? Case din pământ, case din chirpici. O găsim în Dobrogea și în sudul României. Și mai nou, de circa 100 de ani, vorbim de arhitectura din cărămidă, foarte puțin de arhitectura din piatră, pentru că piatra nu este caracteristică construcției românești. Nu este adaptată, în primul rând, condițiilor climatice.
Dar există o arhitectură există. De piatră în ce zone? Sunt câteva zone restrânse. De exemplu, în Munții Apuseni, satul Cerul Băcăinți este oarecum emblematic. De ce sunt, de ce arhitectura de piatră acolo? Pentru că, la un moment dat, în istorie, au fost aduși italieni care scoteau piatră sau care construiau drumuri. Și atunci, de la acești italieni au luat modelul și românii și se și vede faptul că, dacă mergi în sat și faci cercetare pe arhitectura de piatră, eu am avut o curiozitate în sensul acesta și am făcut o cercetare mai amplă. Chiar vezi că țăranul român nu stăpânește construcția de piatră, nu știe să o facă foarte bine. Și atunci sunt câteva zone restrânse. Dar dacă mergem în Dobrogea, acolo o să găsim iarăși arhitectură din piatră, care e caracteristică satelor de italieni. Știți că Dobrogea este un amestec de etnii, la un moment dat erau peste 40 de etnii. Turci, tătari, greci, armeni, cerchezi. Cei care au rămas acum, dar au fost foarte mulți italieni de asemenea, foarte mulți, cei care lucrau chiar la carierele de piatră din Dobrogea, scoteau piatră din carierele dobrogene. Și atunci găsim arhitectură de piatră în aceste două zone, în Munții Apuseni pe de-o parte și pe de altă parte în Dobrogea. Sporadic, sigur, mai găsim și în alte părți. Cum a influențat istoria României, istoria fiecarei regiuni, dezvoltarea satului și dezvoltarea arhitecturii? Putem să comparăm nordul cu sudul. Da. Și atunci o să vedem că nordul înseamnă un sat mai așezat, un sat tras la linie la un moment dat. Adică există și în România acest clivaj nord-sud care există absolut, în toată Europa? Cam peste tot, da. Există și există și la noi. În primul rând e o diferență mare între construcții, așa cum spuneam, arhitectura lemnului, arhitectura lutului. Pe urmă există chiar în structura satului diferențe foarte clare. Nordul înseamnă, până la urmă, o organizare mai bună. Să nu uităm că acolo sunt austriecii la un moment dat care influențează. Înseamnă structură de sat după o tramă foarte regulată, geometrică. Aici, în sud, am întrebat odată un țăran, dar cum făceați, cum puneați construcțiile? Și mi-a spus, păi, oriunde era bine, oriunde consideram noi că se poate ajunge mai ușor. Și atunci, când se construia un sat, erau lăsați oamenii să circule, se făceau în felul acesta străzile. Splendid. De aceea, structura vatra satului nu este niciodată regulată din punct de vedere geometric în sud, dar în nord o să găsim asemenea acea reglementări. Acea germană sau germanică pentru germanică, ordine, geometrie. Zice germanică. Germanică. Da, aici, în nord, în Transilvania, dar și în Bucovina de nord. Este cu totul altceva decât pe măsură ce cobori, ce mergi către sud, satele se schimbă. Cum vedeți satele păstorești, așezările păstorești? Acum, din vârf de munte în... Aici trebuie să ne gândim și la transhumanță, pentru că, de exemplu, e foarte interesant că această transhumanță a dat ea însăși naștere unor sate și unor așezări. Și mă duc din nou în Dobrogea, pentru că acolo a existat o transhumanță foarte interesantă și într-un mediu care 400 de ani a fost, nu neapărat turcesc, dar de influență orientală și de influență turcească. Și atunci acești păstori, în drumul lor, au trecut și au influențat zonele prin care au trecut. De exemplu, ei trec prin Dobrogea, vin și se așează în Teleorman la un moment dat. De aceea, în satele din Teleorman o să găsiți oameni care spun că au bârșia în zona Făgărașului. Chiar și bunicii mei au fost din Făgăraș și au venit în transhumanță și s-au așezat în Dobrogea. În Teleorman, trecând prin Dobrogea. Spațiul românesc, o permanentă mobilitate. Exact, mobilitate, mișcare, influențare, pentru că asta este, a zice eu, ăsta e farmecul civilizației tradiționale românești, tocmai acest melanj. Această tradiția nu este imobilă la noi, așa. Este ceva care... Setat la un anumit T0. E un e o trădare, de fapt. Vin alții și mai pun ceva. Vin generații care mai pun ceva la tradiție. Și atunci un farmec, cum spuneam, deosebit al civilizației tradiționale românești, este tocmai acest amestec între etnii, între civilizații,
Și din nou vorbesc mult de Dobrogea, pentru că Dobrogea este un fel de zona mea de cercetare. Acolo mi-am dat și doctoratul cu această zonă. Și aici am găsit lucruri extraordinare. Acel model european de conviețuire de care tot discutăm. European de astăzi. European de astăzi, dar am putea să considerăm Dobrogea un model. Erau sate mixte în care trăiau alături de turci tătari, români, ucraineni, greci, armeni, deci foarte armeni, un întreg creuzet. Ceea ce numim astăzi romi și la vremea aceea se numeau țigani. Lipoveni? Lipovenii erau mai închiși, erau mai puțin amestecați cu ceilalți. Dar am găsit sate de uluitor de interesante, sate în care turcii îmi spuneau că nu puteau să facă nuntă fără români, pentru că trăiau împreună și aveau vase speciale pentru ei, pentru că erau musulmani și nu mâncau porc, și vase speciale pentru români. Și invitau la nuntă întotdeauna și pe români. Deci a zice un model extraordinar de cum să-l accesi pe celălalt. Și atunci, din acest punct de vedere, noi am putea să folosim acest model. Spațiul românesc a fost un spațiu al toleranței etnice. Absolut. Și al toleranței interreligioase și interetnice. Da. Noi, etnologii care mergem în sate în fiecare vară și în fiecare an, am mers și în zona secuiască, evident, și în zonele cu Săsești. Da. Am fost în Transcarpatia, de asemenea, deci am trecut granița dincolo în Ucraina, în zona românească a Ucrainei. Cum vedeți aceste civilizații juxtapuse rurale? Satele, cel puțin în Transilvania, satele secuiești, împreună cu satele săsești, germane, sate de slavi, de cehi și slovaci? Acum, asta depinde foarte mult și de modelul de viață al etniei, pentru că, de exemplu, sașii sunt un grup închis, nu sunt un grup care să se amestece foarte repede cu ceilalți. La fel, secuii, sigur că mai tolerant sunt turcii, tătarii și cei care se așează la un moment dat în sud. Deci nu erau în Dobrogea doar sate închise unei singure etnii. Nu, nu. Erau o zonă multiculturală. În acela sat găseam... Foarte puțini oameni știu că în Dobrogea au fost sate germane. Da, coloniști germani. Șvabii. Da. Șvabii care veneau, acolo a fost o colonizare spontană, n-a fost o colonizare. Și în Basarabia, de asemenea, organizată. Au fost... Absolut. Au fost, și tătare au fost acolo, sate germane. Și sate germane. Cum vedeți decăderea sau degradarea, proiectul de distrugere al satului românesc după anul 1945, odată prin colectivizare, în al doilea rând prin lipsa de investiții, prin pauperizare, prin mizeria la care a fost condamnat țăranul român sub comunism, sub aparența așa zisului progres, și apoi cu proiectul dement al lui Ceaușescu de demolare a satelor, da, nepus în practică până la capăt, și după aceea, după 1989, prin adoptarea multor modele vulgare, triviale. Acum, distrugerea inițial după 1947 a fost una programată. Deci a fost așa un plan foarte bine pus la punct de distrugerea satului românesc. Să nu uităm povestea cu țăranii care erau mutați la oraș să devină muncitori. Și, obsesie bolșevică asta. Absolut. Și Lenin distrusese satul rusesc și Stalin la fel. Acela era modelul și pentru români. La început nu au fost rușii cei care au început acest model și, din păcate, românii l-au acceptat și continuat. Nu românii, ci comuniștii din vremea aceea. Am făcut multă cercetare și în Roșia Montană, de exemplu, unde am stat de vorbă cu oamenii despre colectivizare și despre rezistența pe care oamenii au avut-o la acest tip de demolare a satului, că până la urmă... Da, e un tip de distrugere. Un tip de distrugere a satului. Și nu numai acolo am găsit rezistența oamenilor harnici din sat, în Dobrogea de asemenea. Deci a fost un model rusesc, într-adevăr, impus în satul românesc, dar foarte greu acceptat totuși de țărani. N-au avut încotro, a zice eu. Și, și în Dobrogea au fost mișcări de rezistență armată. A fost foarte multe. Foarte multe. Foarte multe. Și chiar în Dobrogea, la un moment dat, vreau să vă spun că am avut o surpriză extraordinară într-unul din sate, unde am, în cercetare, am găsit un bătrân
care a fost primul primar al satului după 1947, deci primul primar comunist. Vreau să vă spun că în primul rând era analfabet. Și el mi-a descris perioada aceea spunându-mi că au plecat ei să facă așa o revoluție și l-am întrebat, bun, și ce ați făcut practic? Păi am mers la primărie și am dat foc la registre. Dar de ce ați dat foc la registre? Pentru că noi aveam, dar noi însemnând câțiva din sat care nu prea munceau. Aveam multe datorii și ceilalți care n-aveau, de ce ei să aibă și noi să n-avem? Le spun, dar nu putea să munciți și să... A zis, păi mie și acum nevasta îmi spune că îmi place să stau la umbră. Deci era clar, era un tip analfabet, un om căruia nu-i plăcea să muncească și care a devenit fruntașul satului, fruntaș în ghilimele. A fost primul primar al satului în perioada aceea. Deci, practic, a fost perioada comunistă și perioada imediat după 47 cu colectivizarea, o distrugere programată a satului românesc. Oamenii n-au avut ce să facă. Cum știm, elita țării a fost băgată în pușcării, deci a fost o perioadă... Inclusiv elita țărănească, pentru că exista o elită țărănească, normal. Absolut. Da, eu vă tot povestesc din drumurile mele de cercetare în sat, pentru că am cele mai clare, cele mai concrete exemple de ce s-a întâmplat în acea perioadă, nefiind din cărți, ci din experiența oamenilor. Am întâlnit, de exemplu, în satul Cruce, așa, cu un nume predestinat din Dobrogea, un bătrân care ieșise din pușcărie nu de foarte mulți ani și care îl întâlnise pe Nichifor Crainic pe Radu Gir, scuzați-mă, în pușcărie. Deci mi-a povestit cum învățau să scrie pe talpa pantofului cu cretă, deci niște lucruri formidabile. Dar ce m-a impresionat la acest om, pentru că era vorba tocmai de povestea cu colectivizarea, că n-a vrut să își dea pământul, n-a... avea o casă cu 3 camere și fusese declarat chiabur. Deci ce m-a impresionat a fost calmul cu care privea către un alt individ care trecea pe stradă și a spus, acesta este cel care m-a dat pe mâna securității. Extraordinar. Emoționant și... Și da, foarte, foarte interesant și emoționant. Deci oamenii, în majoritatea lor, au fost împotrivă, dar fiind atât de programat, totul n-au avut ce să fac. Mă întrebați după colectivizare ce s-a mai întâmplat. Păi, a fost început, exodul industrializării. A fost exodul, exact, și la un moment dat, cei din sat, fiind muncitori la oraș, au făcut rost de bani și au început să transforme casele. Și deci au început să câștige. Și acel stil și tradițional a început să dispară. A început să dispară, exact. S-a sub semnul unei false stil. Modernizări. Exact. În sud s-a creat mult mai repede, sudul s-a distrus mult mai repede din punctul de vedere al tradiției de construcție. Nordul însă a fost mai conservativ, arhitectura s-a păstrat mult mai bine acolo. Și am avut acest noroc extraordinar cu Dimitrie Gusti și cercetările sociologice, care iată ne-a ajutat să păstrăm într-un muzeu, ca Muzeul Satului, ce însemna tradiția de construcție din acea vreme. După care, evident, că au început, după acest început de demolare al satului, a venit nebunia lui Ceaușescu, dar care, slavă Domnului, n-a durat mult. N-a durat mult pentru că a venit Revoluția. Probabil că s-ar fi întâmplat multe lucruri neplăcute dacă Ceaușescu ar mai fi trăit. A reușit să demoleze doar câteva sate. Am văzut blocurile, erau făcute, oamenii mutați. Și după 90 observ așa cu încântare și mi se pare extraordinar că oamenii refac satul părăsind acele blocuri. Și la ora actuală observăm în ultimii ani o întoarcere către tradiție. Exact. Deci în ultimii 10 satul ani... Satul s-a deschis, da. A fost influențat de Spania, de toate zonele în care au plecat cei din sat. Fenomen acum, unic. Acum revine, da. S-au născut casele cu turnulețe. Acum, la Muzeul Satului, chiar vin foarte mulți tineri care ne cer sfatul ce să facă, fie cu casa bătrânească, că n-ar vrea să o demoleze și ar vrea să o modernizeze, fie să le dăm un model de casă care să se bazeze pe tradiție, dar să fie suficient de modern încât să poată locui acolo. Și să poată, deci este se recondiționează, da, foarte multe. Da. Este o reîntoarcere la tradiție benefică și pe care noi la muzeu chiar o vedem destul de bine. Cum vedeți, în urma cercetărilor
dumneavoastră biserica din punct de vedere al locului pe care îl avea în sat, în centrul satului, și arhitectura bisericească. Da, acum diversă. Noi am desfășurat un proiect care s-a numit Biserica Centru Spiritual al Satului, pentru că așa este. Biserica a fost și a rămas și în perioada comunistă, să știți, centru spiritual al satului. Eu fiind născută mai devreme, am trăit această perioadă și am mers în sat. Și știu că biserica a fost întotdeauna punctul către care s-au centrat, s-au îndreptat energiile satului. Niciodată, nici în perioada comunistă, n-au lipsit oamenii nici de la slujba de Paște, nici de la Crăciun. Deci biserica, deși mai puțin vizibilă, a continuat să rămână punctul central al satului. Și sigur că au fost oameni care au spus că nu se pot căsători la biserică sau nu puteau să-și boteze copiii. N-a fost chiar adevărat. Eu mi-am botezat copilul la biserică, deși soțul meu era ofițer de artilerie și ar fi trebuit să nu. M-am cununat la biserică, deci n-a fost chiar atât de interdicția, chiar atât de mare, decât dacă erai suficient de convins că trebuie să ai așa un ascendent în comunism și atunci, sigur, te ferai de... Dar dacă erai un om calm și normal, puteai să mergi la biserică. Biserica a rămas întotdeauna... Nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Ucraina, de exemplu. Acolo bisericile au fost transformate... Cântăreții de la sate trimiși în Siberia. Exact. În deci timpul Holodomorului. Nu s-a întâmplat. Sau în Albania, de exemplu, da, unde am avut... Preoții au fost arestați. Au fost și la noi, dar din alte motive. Dar biserica a continuat să rămână în toată această perioadă un fel de sprijin al populației de la sat. În Transilvania, românitatea nu a reprezentat, n-a fost partea civilizației urbane, nu? Acolo unde dominau celelalte etnii din Transilvania. În ce măsură satul românesc, atât în Transilvania cât și în Dobrogea și în Basarabia, în ce măsură satul românesc a ajutat la conservarea identității românești de-a lungul secolului? Întotdeauna trebuie să nu uităm că românitatea a existat neîntrerupt, atât în Transilvania cât și în Dobrogea. Dobrogea, care a fost 400 de ani sub turci, ai putea să crezi că ceva s-a întâmplat acolo și că satele care în majoritatea lor aveau nume turcești nu mai erau sate românești. Românitatea s-a păstrat însă pe Valea Dunării. Aici avem numai sate românești și în momentul în care, după 1877, s-a putut, această românitate s-a extins în toată Dobrogea, păstrând și celelalte etnii identitatea, că, așa cum spuneam, modelul de conviețuire e clar. Există sate românești pontice? Adică a existat o românitate pe malul Mării Negre? Sigur că da, absolut. Vă spuneam mai devreme când am discutat venind încoace că împreună cu Ion Caramitru, Dumnezeu să-l odihnească, discutam despre a românii din Dobrogea, dar și a românii din Albania și a românii din Grecia și intenționam să aducem o casă de a români la muzeu, tocmai pentru a arăta că românitatea nu înseamnă numai România, că ea a fost la un moment dat... Asta voiam să vă... A fost la un moment dat să ceva vă spun, mai extins. Ați creat un muzeu fantastic, da, da. Un muzeu splendid. Și cum vedeți exact satul românesc din afara granițelor României? Satul Basarabean, de exemplu. Satul Basarabean e foarte transformat, foarte schimbat. Tot așa am făcut acolo cercetare. N-am mai găsit arhitectură tradițională decât foarte, foarte rar. Am găsit un sat cu arhitectură din piatră. Dar noi la Muzeul Satului, înainte de 1940, am avut casele din Basarabia și am avut și o moară de apă din Basarabia. Am vrea să le refacem în Muzeul Satului, dacă se poate. Basarabia este, după părerea mea, foarte transformată și momentul la care eu am fost acolo, nu la multă vreme, după 1990, era și destul de... Se vorbea încă limba rusă cam peste tot. Sigur că acum lucrurile s-au schimbat foarte mult, dar tradiția construcției din Basarabia nu mai poate fi recuperată. Normal, a fost demolată de sovietici. Se recuperează limba, poate se vor recupera și tradiții, poate și costumul, pentru că e un pic diferit de al nostru și mult mai acolo este pierdut aproape ce înseamnă costumul tradițional moldovenesc adevărat.
Dar, pierdut din perioada Imperiului Rus sau din perioada sovietică? Din perioada sovietică. Din perioada sovietică, pentru că și acolo a fost totul programat. Au fost aduși ruși, au fost dislocați români și atunci lucrurile s-au schimbat destul de repede. Sigur că noi în momentul de față avem ceva legături cu Muzeul în Aer Liber de la Chișinău, un muzeu care seamănă sau va semăna cu Muzeul Satului într-o oarecare măsură, acolo unde au recuperat câteva biserici de lemn și unde ei încearcă să refacă ceea ce s-a numit satul tradițional din Basarabia, care a fost satul românesc în final. Asemănător ca și construcție cu cel din Moldova, de dincoace de Prut. Deci, dacă mă duc, de exemplu, către satele din Ucraina, dincolo de Nistru, acolo este foarte schimbat totul. În Basarabia din Ucraina, în Bugeac. Și acolo, da. Și în Bucovina de Nord. Și în Bucovina și în Maramureș, în Transcarpatia. Ce s-a întâmplat cu satele românești din Bucovina de Nord și din Maramureșul de Nord, intrate în componența URSS-ului și apoi în componența Ucrainei? Da. Eu am fost la o cercetare în Transcarpatia, deci în Maramureșul istoric, practic. Acolo am găsit o arhitectură, dar și tradițiile pierdute din punct de vedere al autenticităților. Sunt destul de fantomatice, să zice. În schimb, arhitectura este complet schimbată. Am găsit niște case imense, foarte mari. Era și o zonă, satele românești, unde românii erau considerați cei mai bogați. Și ei își construiau aceste... La nord de Tisana. Ei își construiau aceste mărețe case. Am luat legătura cu niște organizații românești, am mai găsit niște patrimoniu acolo, covoare tradiționale, o parte le-am și cumpărat și adus în România, dar tradiția este pierdută. Suntem bucuroși că se menține limba, însă. Tradiția bisericii era complet demolată, pentru că până în 90, acolo biserica fusese practic desfințată. Acum începeau să vină preoții și să încerce să coaguleze din nou comunitatea românească în jurul bisericii. Deci destul de transformate, sigur, datorită contextului istoric în care ele au evoluat. Așa cum s-a întâmplat și în Bugeac, așa cum se întâmplă și la Cernăuți, deci, și așa cum s-a întâmplat și în partea maghiară românească, dincolo de granița cu România. Sunt sate românești și în Ungaria, destule, dar tot așa transformate din punctul de vedere al arhitecturii. Dacă ar veni un tânăr născut la oraș către dumneavoastră sau un străin care vrea să viziteze România și vrea să înțeleagă ce-i cu țara asta și cu istoria ei, unde l-ați duce prima oară la Muzeul Satului? L-aș duce la biserici, în primul rând. Da. Ca centru al civilizației rurale. Ceea ce am și făcut până acum, nu numai pe tinerii care unii se reîntorc în țară, de diverse alte, din Italia, din Spania mai ales, și așa cum vă spuneam, ne cer sfaturi cum să-și facă o casă care să semene cât mai mult cu casa tradițională, vizitează muzeul și chiar spun, uite, mi-ar place mai mult această casă, dar noi ducem la biserici și pe străini de asemenea, în primul rând la biserici, pentru că acolo poate fi înțeleasă, de fapt, identitatea românească. Toți știm că Biserica Ortodoxă a fost întotdeauna un stâlp al identității românești. Și vreau să vă spun că acolo am avut câteva experiențe interesante cu șef de stat care au venit să viziteze Muzeul Satului. Și în momentul în care i-am dus la Biserica Dragomirești, la Biserica Maramureșană și am început să le explic, au început să-mi pun întrebări despre ortodoxie. Și au fost încântați de faptul că bisericile sunt pictate, că avem un fel de Biblie ilustrată în aceste biserici ale noastre. Și pornind de la biserică au înțeles și restul arhitecturii pe care au văzut-o în muzeu și tradițiile pe care le vedeau desfășurate, pentru că întotdeauna sunt în muzeu oameni îmbrăcați în costume tradiționale, oameni care fac demonstrații de diverse meșteșuguri. Muzeul Satului e un muzeu animat, un muzeu în care tot timpul găsești ceva și tot timpul noi, cei care lucrăm acolo, avem grijă ca ceea ce se găsește în muzeu să fie cât mai aproape de autentic. Foarte digitalizat la ora actuală. Exact. Trebuie să ne și modernizăm, așa cum face și satul românesc.
Noi suntem până la urmă o instituție în care prezentăm tradiție, prezentăm arhitectură tradițională și atunci nu putem să rămânem nedigitalizați. Obiecte care au aparținut proprii satului românesc? Absolut. Toate casele din muzeu sunt case originale, nu sunt copii, decât foarte rar avem o copie. Și atunci evident că ele sunt case care au aparținut în mod sigur tradiției, prin însăși material, plan, obiecte care sunt în interiorul casei și care au aparținut unei familii. Toate casele au un suflet, au ceva, un om, un suflet, o familie care a trăit înăuntru casei, care a botezat, a cununat în casă, avem colțul cu icoanele. Deci fiecare casă are un suflet. Splendid! Cum arăta o casă țărănească tipică? Păi depinde în ce zonă suntem. Dar indiferent de zonă, avem colțul cu icoanele. În orice zonă am fi. Dar să vă spun că săptămâna trecută a fost la noi Preasfințitul Părinte Macarie al Europei de Nord ca să viziteze casa pe care ne-a dăruit-o la muzeu, Casa Bunicilor. Și acolo atmosfera era atât de autentică și atât de caldă, încât aproape că nu ne mai venea la nici nu să ieșim din casă, să plecăm. Cum arăta o casă? Arăta, în primul rând, peste tot, aproape în toată România, avem planul cu 3 camere, tindă mediană și 2 camere. O cameră care se cheamă camera curată, acestea sunt peste tot, nu neapărat, nu sunt specificitățile unei zone. În această cameră curată erau cele mai frumoase obiecte, sau camera de oaspet se mai numește, și în camera cealaltă trăia familia, viața de zi cu zi. Deci acesta este planul general al casei. Acum, dacă mergem către Transilvania, sigur, proporțiile variază în funcție și de puterea economică a familiei. Dacă mergem către Transilvania, acolo avem un anumit tip de decor. De exemplu, icoanele pe sticlă, pe care le găsim doar în Transilvania. N-a existat o școală de iconografie pe sticlă în Sud? Nu, în Sud nu. N-am avut. Dar sigur că sunt icoane pe sticlă și în Sud. De ce? Pentru că meșterii erau itineranți și mai ales cei care vindeau icoanele, negustorii, ei itinerau nu numai în Transilvania, erau și către Sud, dar mai târziu s-a întâmplat acest lucru. Deci icoanele pe sticlă sunt iarăși un decor specific Transilvaniei de data aceasta. Colțul cu icoanele, unde avem și busuiocul și candela aprinsă, este casa, de fapt, o cameră, dacă ne raportăm așa un pic la structura locuinței, este împărțită în două. Este o parte de sacru, unde avem colțul cu icoanele, și o parte de profan, unde avem patul, vatra, deci locul în care se desfășoară întreaga viață și locul de meditație, locul dedicat lui Dumnezeu. Întotdeauna vom găsi această caracteristică a casei românești. Cum arăta pe din afară, era totdeauna decorată. Orice obiect pe care îl găsim în gospodăria țăranului român, chiar dacă este un obiect utilitar și majoritatea sunt obiecte utilitare, este și decorat. Are un pic de frumos. A existat un clișeu în România despre civilizația evrească de la noi, cum că ar fi o civilizație preponderent urbană. Au existat sate evrești? Cum erau ele? Absolut. În Moldova. Sigur, dacă vă invit la Muzeul Satului, veți găsi casa evreiască adusă dintr-un sat din Maramureș de data asta. Dar erau și în toată Bucovina satele evrești, unde avem alt tip de casă. Este casa cu prăvălie, pentru că evreii erau mai ales negustori. Deci cu etaj, cu prăvălie la parter. În Maramureș am găsit însă evreii mai puțin vizibili, cei despre care știm mai puțin, cei care lucrau pământul. Știm foarte bine că evreii erau puțin considerați... Exact. Foarte puțin știu că ei erau și trăiau și în sate și lucrau și pământul. Noi am adus această casă din Maramureș tocmai pentru a ilustra și această componentă a civilizației evrești. Și existau sinagogi la sat? Foarte, cele mai micuțe, dar existau. Deci exista și o zonă rurală a iudaității românești. Da, cum există în Dobrogea și moschei în sat. Moscheia de sat, care e o moschee mică,
destul de asemănătoare în unele sate cu casa chiar. La finele secolului al XIX-lea și începutul secolului XX am avut o înflorire a conacelor boierești, în special în Vechiul Regat. Multe dintre ele au avut un destin cumplit după 1945. Multe sunt degradate. Ce am putea face pentru acest patrimoniu splendid, pentru acest patrimoniu al conacelor boierești de odinioară, aflate într-o avansată stare de degradare, transformate? Și cum vedeți în România totuși o reglementare legislativă, așa cum avem în Franța, așa cum avem în alte țări ale Europei, de protecție severă a tot ceea ce înseamnă acest patrimoniu uriaș? Da, din păcate, și extrem de divers. Așa este. Din păcate, noi în momentul acesta stăm destul de prost cu legile de protecție a patrimoniului, chiar și cu legile de protecție a monumentelor istorice, și lucrăm de an bun la acel cod al patrimoniului despre care tot vorbim și nu mai și deja reușim o tradiție să-l terminăm. Demolarea acestui patrimoniu. Din păcate, până când noi vom reuși să facem codul patrimoniului și să scoatem totuși acele mijloace de protecție coerente, pentru că avem o lege a patrimoniului, avem o lege a monumentelor istorice, din păcate, timpul nu așteaptă și nici oamenii din jurul acestor conace pe care unii mai pun ochii și unii le am văzut că se mai restaurează, dar nu foarte multe. Alții așteaptă să cadă pur și simplu, să facă altceva. Deci dacă nu există un proiect la nivel național de salvare a acestor conace, nu prea văd... Și a ce a rămas din arhitectura tradițională, rămas, într-adevăr, da, ce pe lângă conace. Exact, da. Acum, așa cum vă spuneam mai devreme, această reîntoarcere a tinerilor către tradiție este una benefică și pentru arhitectură. Dacă vorbim de conace, atunci lucrurile sunt mult mai grave, pentru că necesită o putere economică mult mai mare să... Da, foarte mulți bani de investiții. Exact, să restaurezi un conac. Și necesită și o reglementare legislativă care să-ți impună cumva, și mă rog, cuvântul impună, îl punem în ghinimele, să restaurezi conacul și să-l aduci la starea inițială. Pentru că unii preiau conacul și fac din el cu totul altceva, după cum bine știm. De curând am fost la inaugurarea culelor din zona Craiovei, care au fost două recuperări extraordinare de această arhitectură de tip balcanic. Același lucru poate... Dar este totuși o inițiativă locală, nu este un plan de nivel național care să încerce să salveze un tip de arhitectură care dispare și care dispare. Arhitectura maramureșană, culele... Porțile Secuiești, casele Secuiești, și satele Săsești. Porțile Maramureșene. Exact, porțile Maramureșene. Satele Sașilor. Cum vedeți totuși aceste zone mai nu atât de larg răspândite, de exemplu casele de Delta, din Stufoci, o altă civilizație? În Delta încă se mai păstrează casele lipovenești, mai ales în satele lipovenești, ele se păstrează, dar din păcate, de curând, iarăși am fost într-o cercetare în Delta și am constatat un lucru formidabil. În Delta se construiesc case din lemn, total neadecvate, bineînțeles, și din punct de vedere al umidității foarte mari, care o să le distrugă foarte repede, dar și din punctul de vedere al climei, pentru că într-o casă de lemn vara, în Delta, nu e prea confortabil. Deci această neadaptare la tradiție este una foarte, una care nu o să dureze, după părerea mea. Deci aici eu sunt optimistă. Consider că aceste case din lemn o să dispară foarte repede și o să ne întoarcem la arhitectura de lut, care este cea mai adecvată climei de acolo. Deci sper, plus că există niște proiecte, chiar dacă tot așa sunt inițiative locale, de recuperare a arhitecturii tradiționale din Delta. Și spre deosebire de alte zone, de unde noi aducem meșteri ca să reparăm casele din Muzeul Satului, în Delta încă mai găsim meșteri care știu să lucreze în tehnici tradiționale. Apropo de România, din afara granițelor României, cum vedeți satele a române, satele aparținând latinității de la sud de Dunăre? Iarăși depinde de țara în care ne aflăm. În ce măsură au existat bariere geografice în lumea satului? De exemplu, carpații au reprezentat o barieră geografică de stil? A existat o fractură sau Dunărea a reprezentat o asemenea barieră? Că Dunărea și carpații nu sunt neapărat o barieră. Așa cum vă spuneam, dacă vorbim de construcție. Construcție este o adaptare până la urmă la mediu.
Sigur că în partea de nord, dincolo de Carpați, este o altă influență care vine dinspre Occident, de aceea și bisericile maramureșene așa un turt elevat, pentru că e o oarecare influența goticului acolo. Iar în zona Dunării există influența orientală. Nu degeaba să spună că România este o poartă între Orient și Occident, pentru că, într-adevăr, Occidentul vedem foarte bine dincolo de Carpați și Orientul dincoace de la Dunăre înspre Carpați. Dar ele n-au fost neapărat bariere. Mai degrabă au fost transhumanța, a unit cele două zone la un moment dat. Și cum vedeți această lume a românilor din Grecia, din Albania, satul la român? Ce proiecte aveți legate? Da, acum trebuie să vă spun că n-am ajuns în aceste sate. Pe Valea Timocului e foarte greu de ajuns, din vari motive. În Albania aveam acest proiect de făcut o cercetare și de eventual de adus o casă românească. Casele și a românii au fost la un moment dat trăitori mai mult în corturi decât în case. Trebuie să știm că și ei au fost păstori și au fost transhumanți. Dar momentul acesta, nu știu ce să vă spun despre arhitectura din aceste zone, pentru că eu aș vrea să aduc o casă românească în muzeu, dar zonele sunt foarte diferite din punctul de vedere al arhitecturii. Deci ar trebui să alegem fie o casă din Grecia, fie una din Albania, fie de pe Valea Timocului. Deci am avea oareșcare dificultăți. De ce? Pentru că și casele lor s-au transformat foarte mult. Și nu cunoaștem foarte mult despre tradiția de construcție anterioară a acestei transformări. Ați adus acum și o casă aparținând culturii rome? Da, avem în acest moment. Foarte interesant proiectul. Desfășurăm un proiect împreună cu un mare muzeu din Norvegia, Glomdal Museum, pe fonduri norvegiene, un proiect dedicat etniei rome. Și, în primul rând, am făcut o cercetare aprofundată în satele etniei rome. Am găsit acolo lucruri foarte interesante. În proiect trebuia să aducem în muzeul satului și o casă de rom. Și am adus o casă care va fi o surpriză pentru toată lumea în momentul în care o vom inaugura, pentru că e o casă cu istorie. Cum toți știm că etnia romă este o etnie cu istorie orală, nu prea au ei istorie scrisă, nu? Dar casa pe care noi am adus-o din satul Calbor, din zona Făgărașului, este casa care aparține lui Lazar Năftănăilă. Lazar Năftănăilă a luptat în perioada interbelică pentru drepturile romilor. Și în 1926 a făcut o asociație, Înfrățirea Neorustică. Tot el a scos, cam timp de un an, cred că a durat, a scos un ziar. În limba romanes? Nu. În română. Da, a scos acest ziar pentru emanciparea țiganilor. Chiar ziarul se cheamă Neamul Țigănesc. Foarte interesant. Da, și noi ce am vrut să facem cu aceasta? Să aducem o casă de romi, dar o casă în care să arătăm care este de fapt istoria adevărată a acestei etnii. Și pornim de la faptul că am găsit ceva despre istoria scrisă, mergem către perioada în care ei s-au sedentarizat. Da, pentru că nu aici aduce din perioada nomadă. Da, ilustrăm și perioada nomadă. Da, dar nu prea se găsesc. Cortul și căruța. Da. Am găsit. Ați găsit? Sigur că foarte interesant. Deci avem toate cele trei perioade ilustrate, nomadismul, sedentarizarea și emanciparea, ia zice eu, ilustrate în muzeu, dar această casă, nu vreau să spun foarte multe despre ea, că vreau să rămână surpriza pentru vizitatori. Integrală. Momentul în care o vom inaugura, toată istoria acestui Lazar Năftănăilă va fi una extrem de interesantă. Și faptul că acolo am găsit și un atelier mai deosebit, un atelier de cizmărie, de exemplu, oricum, noi, în acest moment, noi scriem și o carte despre istoria romilor, în care Lazar Năftănăilă va avea un loc important. Ce proiecte aveți pentru muzeu în perioada următoare? Multe. Toată vara și tot anul acesta am avut nenumărate proiecte. Aproape în fiecare weekend a fost ceva la Muzeul Satului.
Am avut și aceste patru târguri ale romilor, unde am adus meșteșugar rom, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum în niciun muzeu și vizitatorii noștri și-au dat seama de potențialul formidabil meșteșugăresc al acestei etnii. Chiar în momentul acesta, în Muzeul Satului se desfășoară două cursuri, pentru că în prim proiect avem și obligativitatea de a face niște cursuri de formare. Și avem două cursuri în momentul ăsta de floral, de florist, pentru că floreresele, știm că în imaginea Bucureștiului erau extrem de pitorești, erau floreresele țigănci. Și avem și un al doilea curs de confecționare obiecte din aramă, din metal. Extrem de interesant și faptul că etnia romă este oarecum cunoscută la noi prin clișee, noi încercăm să arătăm adevărata fața acestei etnii. Sperăm să și reușim prin acest. Deci acesta, proiectul nostru până la sfârșitul anului este acesta. Am avut patru târguri, toată lumea a fost încântat. Până la sfârșitul anului mai avem de făcut un proiect legat de, chiar împreună cu Patriarhia, avem un proiect legat de icoană și de lumina din icoană. Mai avem florile d'albe, care înseamnă tradițiile românești legate de sărbătorile de iarnă, de sărbătoarea Crăciunului, de Moș Nicolae. Începem cu Moș Nicolae. Deschidem Cartea Faptelor Bune. Adică asta facem de câțiva ani. Colectăm obiecte și absolut tot ce se poate pentru copiii din zonele defavorizate, din sate cu care noi colaborăm și pe care le știm și unde avem copii cu probleme sociale foarte multe și ducem acolo tot ce putem duce. Avem foarte mulți donatori care ne ajută să ducem hăinuțe, mâncare, dulciuri pentru acești copii. Încheiem cu Festivalul Florile d'Albe în luna decembrie, când în sfârșit vine Crăciunul și închidem și noi în anul, în fiecare an. Muzeul Satului este închis de Paște și de Crăciun, în rest este complet deschis. Suntem în ultimul minut al întâlnirii noastre. Ca etnolog, am avut pentru satul românesc o serie întreagă de ere, era prosperității de la sfârșit de secol XIX. După aceea, nu, cu toată imaginea pe care suntem tentați să o idealizăm, erau probleme sociale foarte mari la începutul veacului 20, de aceea am avut și răscoale, chestiunea rurală era în prim plan. Am avut războaiele, unde nu, țăranul român a fost în prim plan, a fost primul care a luptat. Am avut dezastru comunist, am avut după aceea momentul de după 1989, acum suntem în pragul erei digitale, sau am intrat deja în era digitală. Va ieși din istorie satul sau se va transforma? Satul se va transforma. Deocamdată era digitală nu există pentru sat, decât foarte rar. Deci degeaba vorbim noi de computere la sat, pentru că dacă mergem în vârful munților Apuseni, nu o să găsim pe nimeni cu computere. Sunt deocamdată sate depopulate, sunt sate cu populație îmbătrânită, deci până la era digitizării, satul mai are de parcurs niște etape. Și singur nu poate să parcurgă aceste etape. Va trebui de undeva ajutat și asta nu se poate decât la nivel național, luat niște măsuri. Dar totuși cred că satul nu va dispărea. Chiar dacă vorbim de aceste sate din vârful munților care sunt depopulate, de sate care sunt lăsate oarecum în paragină de cei care o populație care a îmbătrânit foarte mult, altă populație de tineri care deocamdată nu este interesată total de sat, dar care încet încet revine totuși în sat, eu sunt optimistă. Eu spun întotdeauna că satul românesc nu o să dispară, ci doar se va transforma așa cum se întâmplă cu toată viața noastră și cu omul. Nu dispărăm, dar ne transformăm și este și normal. Noi, etnologii, sigur, am dorit un sat așa cum e la Muzeul Satului, dar evident că trebuie să acceptăm această schimbare. Și întotdeauna, schimbare. Până la urmă, au existat transformări. Satul de la 1800 nu mai era acela de la 1500. Satul, absolut, dintre cele două războaie mondiale s-a transformat puternic, dar, în acea perioadă. Totuși, satul a evoluat. Exact. Cel de la 1500, sigur, normal, a evoluat. Poate că în perioada asta de după Revoluția, zice, că a regresat oarecum satul, dar
începe să reînvie și să sperăm că așa cum și vor zona, exista niște și zona proiecte de urbană sau mic urbană după 1945 exact. A cunoscut o prăbușire. Totdeauna. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Biserica Azi, alături de noi, doamna profesor Paula Popoiu, unul din marii manageri de muzeu din România, director al Muzeului Satului și etnolog. Mulțumim foarte mult că ați fost lângă noi. Cu mare drag, cu mare plăcere. Sunt Cristian Gava, până săptămâna viitoare rămâneți alături de Trinitas TV. O seară frumoasă, la revedere!